Cum am dormit noaptea aceasta și dacă am visat ceva bun, dacă a fost colorat și așa mai departe, pentru că despre asta o să discutăm cu Dănuț Jelescu. Dan, bună dimineața! Eu știu că am visat ceva colorat, dar nu mi-am dat aminte măcar crepi. Ia-ți un carnețel de vise să-l ai lângă tine, știi? Nu, e bine că ceva. Doar asta îți lipsește, să e clar. Să-i furăm pe urmă să citim totul. Ce-a visat femeia asta? Dar voiam să vă întreb, voi ați visat vreodată că alergați? Da, eu de foarte multe ori alerg și parcă nu mai ajung, nu știi? Și nu mai, parcă știi sau, unde și nu mai sau ajungi. Sau sunteți fugăriți de cineva, știi? Nu, nu știu. Cu siguranță visele despre alergare sunt cele mai frecvente și pot indica lucruri diverse. E important să ne aducem aminte circumstanțele în care alergăm. Fie că suntem singuri sau mai era cineva alături, ori alergăm de frica unui câine sau ne fugărim după un câine. Toate aceste situații posibile vor fi interpretate diferit, având simboluri specifice. Visul în care alergăm singuri înseamnă că motivația noastră este puternică și avem certitudinea că știm exact ce vrem de la viață. În mod alternativ, acest vis poate semnifica succes, sănătate, ori situație financiară grozavă. Atenție, e vorba despre a alerga fără efort, așa, a zbura. Dacă visăm că alergăm alături de alte persoane, este un semn că vom fi invitați la o petrecere, ceremonie, o întâlnire, o nuntă, de ce nu? Iar dacă visăm că alergăm spre cineva, prevestește apropierea de un lucru sau o persoană. Atunci când alergi după cineva, este semn că persoana respectivă te privește de sus și tu faci tot ceea ce este posibil ca să o ajungi. Visul în care nu putem alerga. Ne mișcăm foarte greu, aproape imposibil. Ar însemna că suntem neajutorați și încrederea de sine a cam scăzut considerabil. Iar dacă visați că alergați să scăpați de iubit sau iubită, acest lucru este destul de clar pentru toată lumea. Nu aduce la bine. Visul indică ghinion în dragoste. Fără ghinion și cu vise împlinite. Asta vă doresc.